Povestea aceasta, depănată în împărăția soarelui liniștit, este povestea ideală de vacanță. Secvențele ei magice se derulează în împrejurimile cheilor bicazului, în vremurile fericite ale coroanelor de munți filigranate în piatră verde, puse de strajă hotarului încântării, pentru ca nimic să nu umbrească asupra ținutului concediului fermecat. În acest tărâm al recreierii, aerul înmiresmat și ozonat, deopotrivă cu priveliștea mirifică, sunt îndeosebi princioase relaxării. Aici, în stațiunea Lacul Roșu, oamenii cu inimă bună au ridicat complexul Floare de Colț, pentru ca sufletul să se regăsească înconjurat de plăcerile lui simple, naturale. Mai cu seamă, pensiunea Teo, cea mai prețioasă petală a Florii de Colț, pare a fi plăsmuită anume pentru a da contur strălucit satisfacției totale. Proprietarii pensiunii Teo au săvârșit aici, la 1000 de metri altitudine, această invitație la vacanță, folosindu-se de toate ingredientele bunei dispoziții. Pensiunea dispune de teren de tenis cu iarbă artificială, saună, jacuzzi și biliard. Când ziua îmbracă mantie luminoasă și fierbinte, iar vântul adoarme, toropit sub legănarea razelor de soare, fericiții, ce au ales să petreacă regește în împărăția soarelui liniștit, își pot răsfăța trupurile în apa încălzită a piscinei. Dacă prezența moșului Ene devine necuvincioasă, camerele foarte curate, dotate cu televizor, baie proprie și mobilier din lemn veritabil, vor aduce odihnei garanția tihnei confortabile. Mesele, pregătite din bucate proaspete, preparate în restaurantul complexului turistic, dau savorii ceea ce este al cezarului. Turiștii pot alege să ia masa și pe malul Lacului Roșu, la terasa amenajată special pentru cei dornici să petreacă mai mult timp în natură. Într-o îmbogățire a opțiunilor de petrecere a timpului liber, proprietarii complexului Floare de Colț au amenajat, la câțiva kilometri, o stână ecologică ce poate fi vizitată la cerere. După un drum de țară prin inima munților, străbătut cu originalul mijloc blindat de transport al patronului, cumpărat de la trupele speciale ale poliției germane, te așteaptă un peisaj de vis și o masă ca la mama acasă. Savorile inegalabile ale bucatelor gătite pe loc, din produse ecologice, vor conferi acestor delectări gastronomice, consumate în mijlocul pădurii ozonate, satisfacția meselor tradiționale și sănătoase. În împrejurimi, amatorii de pescuit ocazional au posibilitatea să-și îmbogățească opțiunile de petrecere a timpului liber. Se poate opta de asemenea pentru excursii în pădurile fermecate ale Parcului Național Cheile Bicazului Hășmaș, în compania unui ghid pus special la dispoziție de către proprietarii complexului. Avertisment, nu vă fie cu mirare dacă ochiul de făt frumos al camerei de filmat vă face cu ochiul, confundându-vă intenționat cu Ileana Cosânzeana. În împărăția soarelui liniștit, dragostea la prima vedere este o respirație obligatorie și, dacă va fi, cum se și cuvine, nuntă mare și bogată, știe el jupând Teo poruncile potrivite,
pentru ca petrecerea să fie una de neuitat.